Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la răspunsul de 10 minute sau până în 10 minute, depinde, vedem de inspirație, depinde de inspirație. Mulți dintre voi m-ați întrebat în urma răspunsului episodului, mai bine spus, legat de cordoanele, tăierea cordoanelor energetice, cum se realizează tăierea cordoanelor energetice. Ei bine, sunt convinsă că sunt mai multe metode pe care le puteți încerca, ceea ce mă privește și ceea ce practic este un exercițiu, să-i spunem așa, de imaginație. Se folosește starea de transă, starea de hipnoză, în care se lucrează și se spune ceea ce se spune acolo. Pentru cei care sunt interesați, chiar săptămâna aceasta, pe 25, am un workshop de tăiere a cordoanelor energetice. În primul rând, vreau să se înțeleagă foarte clar ce înseamnă aceste cordoane energetice. Aceste cordoane energetice sunt legături energetice, evident, create între noi și alte persoane, între noi și evenimente din viața noastră, între noi și obiecte din jurul nostru sau, mă rog, din copilăria noastră, din trecutul nostru, ca să nu-l batem în cui acolo foarte, foarte stabil, da? Am vorbit iar de toți banii. Între noi și jurămintele, promisiunile pe care le facem vis-a-vis de alte persoane sau la anumite momente ale vieții noastre. Știți foarte bine, sunt convinsă că au fost momente în viața voastră când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și fără să vă dați seama ați spus n-am să niciodată nu știu ce sau de acum încolo am să nu știu ce. Ei, uite, ăstea sunt niște promisiuni pe care le facem noi față de noi sau noi față de anumite persoane, conștient sau inconștient, și care creează legături energetice. Legături energetice avem absolut cu orice, orice, nu suntem deconectați de la absolut nimic. Din nou vreau să se știe clar lucrul acesta. Problema apare în momentul în care aceste legături devin, să spunem, negative, nesănătoase, când ele nu ne mai servesc, când aceste legături ne seacă de energie, aceste legături ne fac să ne simțim rău, inclusiv din punct de vedere fizic. Din nou sunt convinsă că ați experimentat majoritatea, cel puțin majoritatea dintre voi, stări de oboseală sau, mă rog, o stare generală proastă în momentul în care, nu știu, a stat de vorbă cu cineva sau v-ați gândit la cineva, după care starea voastră s-a modificat. Asta pentru că între voi și acea persoană, acea amintire, că poate să fie și o amintire, este creat un cordon energetic negativ. Cordon energetic negativ prin care se scurg, da, energiile voastre și prin care voi primiți energie din partea cealaltă, care, da, bineînțeles, nu mai este, nu vă mai este benefică, vă deranjează, da, vă perturbă câmpul vostru energetic. Aceste legături energetice negative, așa cum am spus, pot fi detectate în stare de hipnoză, le puteți percepe foarte clar, nu a existat. Cel puțin eu nu am întâlnit până acum, cu toate persoanele cu care am lucrat, nu am întâlnit persoane care să nu își detecteze propriile cordoane energetice negative, după care, așa cum am spus, în urma exercițiului, haideți să-l numim așa, aceste cordoane se dizolvă. Ce puteți face în afară de acest exercițiu, sau chiar nu e obligatoriu să faceți acest exercițiu, v-am spus, există multe alte metode, dați un search pe Google și acolo găsiți tot ceea ce căutați, vedeți ce anume, cu ce anume rezonați voi cel mai mult din tot ceea ce găsiți acolo. Dar foarte important, extrem de important, în momentul în care, mă rog, găsiți ceea ce găsiți și faceți ceea ce faceți, este să faceți și un exercițiu de voință cu voi. Și anume, să nu vă mai gândiți, dar dacă vă vine milisecunda de gând vis-a-vis de ceva ce vă deranja până acum, schimbați gândul, nu vă conectați la acel cordon energetic, pentru că ok, tu îți faci acea curățare, tu spui ceea ce spui acolo, declari ceea ce declari, se întâmplă niște lucruri, da? Acele cordoane energetice, da, energia acelor locuri, persoane, obiecte și așa mai departe, este tot acolo, ea nu dispare nicăieri. Important, după această curățare, după aceste exerciții, este foarte important ca tu să devii conștient de tine, da? Și să faci tot posibilul să-ți menții starea de spirit la un alt nivel, da? Și să faci tot posibilul să nu te mai conectezi la ele. Ce se întâmplă? În momentul în care cordonul ăsta energetic
este acolo în eter, că nu știu cum să o pun așa de dragul discuției să se înțeleagă, el plutește acolo pe o anumită frecvență, da? Nu o frecvență benefică ție. Dacă tu ești deasupra acestei frecvențe, guess what? Nu se poate conecta la energia ta. În momentul în care tu ți-ai coborât vibrația, în momentul în care te lași tras de o energie mai joasă, sau mă rog, îți cobori tu energia într-un fel sau altul, hop, a găsit vibrația pe care se află el și se poate reconecta acolo. De asta, ăsta este încă un motiv pentru care eu recomand acele curățări ale câmpului vostru energetic în mod regulat. Am zis măcar de două ori pe lună să se facă aceste curățări ale câmpului energetic. Pentru că sunt forme gând, da, noi emitem aceste gânduri sau percepem aceste gânduri, ambele cazuri sunt valabile și în urma gândului apare emoția, emoția este energie în mișcare, creează cordoane și așa mai departe. Nu am ajuns încă niciunul dintre noi din ceea ce cunosc la nivelul de, nu știu, God level, Zen master și așa mai departe, încât să nu ne deranjeze absolut nimic pe planeta asta și să nu ne coborâm vibrația. Noi oscilăm în fiecare zi între, nu știu, stări mai bune și stări mai puțin bune. Așa că aceste curățări sunt, din punctul meu de vedere, extraordinar de importante pentru a-ți menține tu câmpul energetic cât se poate de curat și cât se poate de sus, să-i spunem, astfel permițând energiei să curgă liber prin câmpul tău energetic, prin ființa ta, să facă tot ceea ce are de făcut acolo, pentru că noi am eliminat acele blocaje prin exercițiile despre care vorbeam mai devreme și prin această întreținere de măcar de două ori pe lună, dar haide să spunem de două ori pe lună, a câmpului vostru energetic. Cam așa se întâmplă și așa se procedează cu aceste cordoane energetice. În momentul în care tu te încăpățânezi, da, să stai în trecut, te încăpățânezi să te gândești la o anumită persoană și știi că și vezi că nu-ți face bine lucrul acesta, este fix alegerea și problema ta. Ce mai puteți face este să îndepărtați toate obiectele, lucrurile care vă conectează, în ce sens, vă aduc aminte de ceva care vă deranjează din trecutul vostru, pentru că și aia reactivează cordonul energetic care este între voi și, mă rog, acea persoană, acel eveniment prin care voi ați trecut. Bașca, avem și cordoane energetice cu care venim din alte vieți, da? Și jurăminte, promisiuni cu care am venit de acolo. Din nou, aceste lucruri se pot rezolva în stare de hipnoză. Cred, sper eu că am lămurit acest subiect cu tăierea cordoanelor energetice. Dacă mai aveți și alte întrebări ardente sufletului vostru, aștept comentariile voastre pentru a putea continua această serie, zic eu, interesantă. Dar până atunci, dragii mei, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!